În 29 octombrie 2012, Aurel Popescu, alături de alți patru, era desemnat membru al Consiliului de Administrație al SC Transloc SA, unde unic acționar este Consiliul Local Târgu Jiu. Din acel moment, Aurel Popescu a intrat sub incidența legii 161/2003, care prin articolul 87 interzice viceprimarilor să activeze ca membri în consiliile de administrație ale societăților comerciale sau ale regiilor autonome de interes local și stipulează că dacă ocupă simultan ambele funcții, se află într-o stare de incompatibilitate. Aurel Popescu a renunțat la starea de incompatibilitate abia după 10 luni. În ultima ședință de Consiliul Local s-a votat înlocuirea sa din Consiliul de Administrație cu un alt ales local, Emilian Tauru, incompatibilitatea fiind continuată astfel în Consiliul Local, acesta supunându-se aceleiași legi. În ultima ședință a Consiliului Local a fost aprobată în unanimitate dezertarea vicelui Popescu din Consiliul de Administrație al SC Transloc SA, un gest tardiv și inutil care nu-l exonerează de răspundere, scrie Gorj News. Singurul care a putut fi contactat a fost Vasile Căilean, directorul Transloc, care nu a putut decât să confirme poziția în care se afla Aurel Popescu. Și-a depus demisia din Consiliul nostru de Administrație. Când și-a depus demisia? Nu știu exact de ce să vă zic. Vicele Popescu a ratat și șansa de a demisiona din Consiliul de Administrație al SC Transloc SA în termenul legal de 15 zile stabilit de legea 161/2003. Conform legislației în vigoare, toate actele semnate ca viceprimar de Aurel Popescu din noiembrie 2012, de când a devenit incompatibil, sunt nule de drept. Se arată în publicația online Gorj News. Nici viceprimarul Aurel Popescu și nici edilul Florin Cârciumaru nu au putut fi contactați pentru a comenta situația din Consiliul Local. Deocamdată niciun organ al statului nu s-a autosesizat cu privire la această situație.